Crezi că prietenia noastră se bazează pe YouTube? Mă consider cel mai bun prieten al tău? La ce ai renunțat prima oară? La YouTube sau la prietenia noastră? Păi noi eram prieteni dinainte, n-aveam nici eu, nu făceam YouTube. Da, mă, da, se schimbă lucrurile în timp. Ai vrea să ai pe altcineva ca partener de filmat în locul meu? Nu mai zic. Da. Aici poți să nu comentezi întrebarea asta. Dar de ce, mă, da, nu? Ai refuzat vreodată o colaborare de plăcită? Și am cerut vreo 80 ceva de mii de euro. Ei, o să am tu aici cu Octavian Examinatorul și aici cu cel mai cerut test poligraf făcut vreodată. La orice videoclip postăm noi pe canalul ăsta de vreo 6 luni încoace, sunt vreo 15 top comenturi cu Bogdan IBM și Danu la testul poligraf. Bogdan IBM și Danu îl vrem acum la testul poligraf. Așa că astăzi îi avem la testul poligraf pe Bogdan IBM și Danu. Aplauze pentru ei. Salutare. Vă salutăm pe toți. Dragii mei, bă, dacă nu facem la clipul ăsta și el sus te întrerup 150.000 de like-uri, nu mai vin. 150.000. Bă, la niciun video nu mai vin. 150.000 de like-uri. 150.000 de like-uri la față în viața mea. Nu există, mă, frate. Familia IBM s-a terminat. Familia IBM îmi aduce 150.000 de like-uri. 100%. Fii atent, fac ceva, deci dacă facem 150.000 de like-uri la vlogul ăsta, dăm o provocare. Băi, nu știu, mă gândesc la provocare, deci toată lumea, bunici, mămici, câini, pisici, capri, oi, dați like, fraților, la clipul ăsta, îți facem 150.000. Nu, se lansează provocarea la 150.000. Mă gândesc la următoare. Câte views înseamnă la like-uri? 150.000? Milionul, cred. Milion două, ar fi vreo două. Vreo milion jumate, așa zic. Vreo milion jumate, zici tu, de vizualizare. Ar fi cel mai vizualizat poligraf, știi, nu? Doamne ajută. Ați depășit pe Dia și Alvarez. Și cu Pudia și Alvarez. Vezi că acolo a fost greu. Bogdan Pudanu ar fi peste Dia și Alvarez. Să-mi scoși și mie o melodie, dar... Zi-mă, scoși tu una ca Alvarez, așa cu... Talente. Cred că mai mult Mane așa scot eu. Am înțeles. De cât timp sunteți voi prieteni? De cât timp vă cunoașteți? Mult rău, nu știu, peste 12, 15 ani. Wow, 15 ani? Da. Dar asta de când erați la școală, de când erați... Eram mici. Da, noi, având în vedere că e orașul mic la noi acolo, din ne știm, Mărășești. Mărășești, da. Noi ne știm. A fost o bătărie mare acolo, da, nu? Da. Pe vremuri. Istorie mare la Mărășești, e orașul mic și ne știm toți, okay. fiecare. Și ulterior am legat prietenii în fotbal, jocuri, chestii și așa mai departe ce se făceau când eram noi copii. Și am mai înțeles ceva, am înțeles că v-ați scris foarte multe întrebări unul altuia. Bă, da. Sunt destule, nu știu dacă ai mai primit atâtea. Eu sunt pregătit să începem, când vrei și voi, să-i dăm pregătit. Am pus prima dată pe Bogdan pe scaun, după care să știi, Danu, că și tu. Eu îl simt pe Danu care emoții, așa de, da, de acolo. Eu vreau să specific, eu când văd din alea așa și mă mufez cu șlaica gheori și la astea, la mine pleacă tot, s-a terminat șmecheria. Asta e și chestie psihologică pe care o zice unul care vrea să mintă, dar nu. Vom vedea la momentul respectiv, să știți că domnul Octavian e greu de fentat. Putem să începem cu prima întrebare. Dăm drumul la prima întrebare, da? Uh-huh. Dar înainte să începem, aș vrea să vă rog din suflet, dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțel asta, fiindcă mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos! Cred că clasica întrebare care n-avea cum să lipsească, mă consider cel mai bun prieten al tău? Da. Este sincer. Sincer, bun, da? Bun, a început cu drept. Dacă, început cu un adevăr. Dacă se spunea ceva, era, nu știu, era stricat, așa se întâmpla ceva, n-avea. Veneai cu trenul acasă, mă. Ce este asta, nu? Adică știi că e cel mai prieten al tău. 100%. Până la urmă să te testăm pe tine. Am trecut prima probă. Tu ești ce testat astăzi. Bun, întrebarea a doua, da? Crezi că dacă erai în locul lui Shelly, făceai content mai bun? Nu. Este sincer, mă așteptam o minciună aici. Eu la el mă uitam. Știi de ce m-am uitat după față și m-am gândit, zic, bă, ăsta minte. Nu, dar aici e puțin subiectiv, așa că... Nu ești în locul lui. Asta e, știi? Și fiecare are stilul lui. Și fiecare adică are stilul lui. El poate e bun la ceva, eu sunt bun la ceva. Cu siguranță și eu am minusuri și el la fel sau plusuri amândoi, știi ce zic? În diferite situații. Dar n-am fost și nu știu așa. Bine că ai fost sincer. Până acum două adevăruri, hai să vedem dacă o să fie care a jocul ăla. Două adevăruri și o minciună. Cu următoarea întrebare. Crezi că suntem cel mai bun duo din YouTube-ul românesc? 100% da. Sincer, în continuare. Bine! Deci n-a fost doar adevărul și o minciună. Băi, frate, și eu am fost șocat. Vă spun sincer că eu, înainte să vă chem la Minte-mă Frumos, nu te știam pe tine. Da? Gen, eu nu știam că voi sunteți un duo. Știam de Bogdan IBM, dar nu urmăream activ și nu știam că e un duo. Băi, frate, și după ce v-am chemat toată lumea, Bogdan IBM și Danu la poligraf, Bogdan IBM și Danu la poligraf. Deci, da, într-adevăr, sunteți un duo foarte puternic. Noi avem astea ale noastre aici, știe lumea prea bine despre ce e vorba. Când intrăm undeva, e treaba bună. Mergem la următoarea întrebare? Cu siguranță. La ce ai renunțat prima oară? La YouTube sau la prietenia noastră? La prietenii. Este sincer.
și am și eu explicații. Bun. În primul rând, dur și sincer. Nu, ascultă, am o explicație. În primul rând, nu cred că Danu, dacă ar fi, este un prieten adevărat, dar un prieten adevărat nu cred că ți-ar spune niciodată să renunți la pasiunea ta și la ce-ți place ție. Să te pună în toate astfel de situații. Și nu cred că el mi-ar cere vreodată chestia asta, să renunț la, adică și eu la fel la pasiunea lui. Adică nu cred că s-ar întâmpla asta niciodată. Dacă ar face asta, înseamnă că nu e un prieten adevărat, părerea mea. Și atunci ai rămâne cu pasiunea. Da, 100%. Foarte corect și foarte sincer. Vezi că mulți în locul ar fi zis: nu renunț, frate, eu la tine. Mi se pare că atunci chiar că aș fi răspuns fals. Asta am simțit și îl știu, îl cunosc și nu mi-ar cere asta. Și nici la rândul meu nu i-aș cere niciodată să renunț la o pasiune de-a lui. Mi se pare că un prieten, dacă este prieten pe bune, te acceptă cu buni, rele, pasiuni, ce ai, nu te puni să renunți la anumite lucruri. Ideea pentru e asta că ai prieten, să te susțină, să la noi YouTube-ul să, păi și eu un mod de viață, nu mai e job, nu mai e nimic. E hashtag, exact, da. Să știți că la fel și eu, poți să am cel mai bun prieten posibil, dar exact cum a argumentat Bogdan. Băi, dacă te pune să renunți cred că YouTube-ul e, nu există. Aș minți dacă aș spune asta. YouTube-ul e cel mai bun prieten. Calculatorul. Oricum, când am femeile sunt temporare, calculatorul este etern. Când am răspuns, m-am uitat în ochii lui așa și am văzut așa puțin tristețe, nu, știi? Nu înțelegeam. Dar aș fi convins 100% că nu mai pune. E 100% ok. Regret vreo colaborare cu vreun YouTuber de până acum? Da. Sincer în continuare. Cât de sincer. Mergi uns acest test poligraf. Poți să ne dai mai multe detalii? Bă, nu aș vrea să dau un nume, că nu știu, mi se pare și eu nu vreau să intru în chestii din astea, eu îmi văd de treaba mea. Doar că au fost anumite persoane care m-au chemat pentru ceva și am făcut totul altceva, alte lucruri. Adică eu sunt genul care dacă vorbești cu mine ceva și îmi spui, eu asta fac. Uh-huh. Nu când ajung acolo să fie cu totul altă, cu totul altceva. Știi? Adică eu prefer să fii sincer cu mine, să-mi spui, bă, uite asta și asta. Poți, nu poți, vrei și așa mai departe. Bă, în continuare sincer. În continuare IBM-ul vezi că e greu de bătut. E greu de bătut. De obicei aici se mai încurcă lumea, mai bagă câte o minciună deja la 5-a, cât astea. Crezi că am făcut vreodată content cringe? Da, 100%. Și în continuare facem. Sincer, în continuare. Care ți se pare cel mai cringe video? Video al meu? Da. Dacă ai, nu poți să te uiți, deci nu poți să te uiți la el, ești așa. Bă, am câteva la început, când m-am apucat și puneam camera și aveam un tic din ăsta din mână, făceam în continuu așa, cu mâna, și vorbeam, nu știu, cred că ce vorbeam, eram pe silabe mai mult decât să vorbesc. Da? Nu eram așa cursiv, nu, că acum aș fi, mamă, ce repede vorbesc sau ce vocabular bogat am, dar atunci, nu știu, vorbeam așa sacadat cum ar veni și când mă uit la ăla, nu știu, îmi vin să le șterg, dar în același timp le păstrez pentru că, bă, asta a fost evoluția mea. Și avea așa din mână de ca Ceaușescu, așa când da, vorbea da. Sau? Făceam așa, salut, sunt Bogdan și făceam așa în continuu. Salut, sunt Bogdan și viitorul să în același timp le păstrez pentru că acum când mă uit la ele, îmi place de unde am plecat și să zic așa unde am ajuns, nu că am ajuns undeva wow, dar pentru mine este, poate pentru unii nu e ceva wow. Bă, un milion de abonați în primul rând, e wow. Mai am puțin și fac două, gândește-te. Adică dar am și acum recente care pot să le numesc cringe, că eu efectiv am făcut tot ce se poate pe internet, cred că dacă aveam, nu era restricții să primești un strike sau așa, shit. Nu știu unde să ajungea. Am înțeles. Eu nu am așa o limită în general, trebuie să-mi placă acea idee, dar dacă îmi place, o duc în extrem, până fără probleme, da? Dar nu există. Deci dacă YouTube-ul schimbă termenii și condițiile și sunt mai permisive, în niciun caz. Dai drumul la, bă, dai drumul primul. De pe, bă, notate undeva, idei. Iese carnețelul ăla, dă praful la o parte. Da, da. Mai sunt chestii pe care nu poți să le faci, frate, care instigă la anumite lucruri, să te rănești și așa mai departe și nu poți să le faci. În tehnică ar fi ceva ca videochat sau așa părea dezbrăcat pe stres sau ceva. Deci nu videochat. În niciun caz. Ia vezi dacă a fost sincer aici, că nu știu. Eu zic strășa la următoare întrebare. Let's go. Ai avut încredere că o să reușesc cu YouTube-ul? Da, 100%. Sincer. Aici, ca o paranteză, el a fost cel care m-a introdus pe mine în lumea asta YouTube-ului. Eu eram un simplu om, lucrător comercial, n-aveam ce treabă, fiind prieten foarte vechi. El mi-a zis, bă, apucă-te. Eu că erau un lanț ăsta, gen supermarket, da, ceva? Da. Altex. A, prietenii noștri. Prietenii noștri. Și tu acum câți abonați ai și de cât timp faci asta? Am 500.000, cred că o să-i împlinesc zilele astea. Și am 3 ani jumate ceva. 3 ani jumate, ok, deci e deja de mult timp. Da, da. Și o faci gen tot așa, acum o faci full time, nu? Da, da, da. Cât exact de despostezi? Nu, te rog, eu las întrebarea. Mai așteaptă un pic. Mai așteaptă puțin. Uite, la, hai, te-ntrebi pe tine, tu cât de despostezi? Eu la, dacă au trecut 3 zile, pun vlog. Din 3 în 3 zile. Din 3 în 3 zile. Dar mai am momente când
nu știu, am anumite chestii când nu... sau nu poți. Dar în general 3 în 3, nu? Da, încerc să fac asta, dar de 10 ani n-am luat niciodată vacanță să lipsesc, cred că o săptămână după YouTube. Dacă plec undeva, filmez în avans și le am și le postez. E bombă ritm. Multă lume nu înțelege, dar să ții ritmul ăsta, ok, îi ții o lună, două, trei, un an. Am 10 ani. 10 ani să ții ritmul ăsta, e crazy. Deci chiar e crazy, credeți-mă pe cuvânt. Uite, eu pe canalul principal n-am avut niciodată acest ritm de 3. Asta eram pe Sherry Show, 4 pe săptămână cum ai veni. Îmi doresc postez, dar pe Sherry n-am avut niciodată ritmul ăsta. Dar spune-mi tu cât de des. Revenim mai târziu la întrebarea asta. Dar vreau să mai adaug eu ceva la ce ai spus tu. Depinde și contentul pe care îl faci, pentru că dacă faci un clip muncit cum faci tu și cu a ta implicare și ce am văzut eu pe aici și așa, n-ai putea să-l termini niciodată în 3 zile. Este imposibil să faci. Bine, nimic nu e imposibil. Poți cu mai mulți oameni, cu mai mulți, dar e mult mai greu, cu siguranță, da. Probabil s-au întâmplat zile când aveai nevoie de ceva și nu s-a putut în ziua aia și pentru aia am amânat ca să mai dureze. Sperăm să nu fie asta ziua aia. Să postăm diseară bază, că nebunesc dacă nu vă zic pe față. Deci noi trebuie să postăm acum, că nu știu când se dă ăsta, dar vă zic așa, background info, trebuie să postăm partea întâi din marea finală. Deci partea marea finală are două părți și trebuia să postăm duminică inițial, am amânat-o pe luni la ora 7 și acum am amânat-o la ora 8. Am mai dat o oră, dar ei nu trebuie să știe asta, că editorii, că dacă ei aud că am dat o oră bonus, nu mai postăm și 8. Trebuie să știe doar 7, deci doar voi știți asta. Hai, Dan. Hai, mergem mai departe. Sunt lucruri care te enervează la mine? Da. Poți să încep să le spun? Da. Sincer, nu. S-a văzut după... Da, stai așa, cam acum să-ți zic. Eu am unele întrebări de genul ăsta, de genul zic că te enervează mine, unde zic, bă, dar de ce mai plătesc eu, mă, port avia aici? Că e gen... Deci prima care mă enervează cel mai mult, eu sunt un genul de om foarte punctual. Ai văzut, dacă mi-ai zis la ora 12, eu la 11 eram aici. Eu vin înainte, prefer să aștept eu decât să mă aștepți tu. Păi ăsta e următoarea întrebare. Te enervează când târzi la filmări? Băi, Danle, mâine la ora 10 trebuie să filmăm, avem treabă cu tare. Da, frate, ce se întâmplă? Își pune alarma și o, deci pune așa, la 9.40, 9.50, 10, 10 și 10 minute, 18 alarme. 18 alarme și pune, se trezește, dar le închide și se culcă la loc. Și vine la 11.30, gata, frate, am venit. Eu până atunci sunt plictisit și de căutat și de învârtit și de dus. Și ăsta mă enervează cel mai mult. Eu am o problemă cu oamenii care îi spun o oră și nu vin. Dar știi vorba aia, o vorbă foarte bună aici, adică întotdeauna îmi pun două alarme. O alarmă pentru persoana care vreau să devin și o alarmă pentru persoana care sunt de fapt. Păi și Danu, ce vrea să devină? Ce vrei să devii, Danule? Bă, la care strășe dimineața, dar nu prea reușește. Pune o alarmă pentru persoana care e de la fapt. La care doar mai la mult. La 9 și una la 11, știi? Și... Lucrez la asta, stați voi, nu știți. Și Danu le închide pe amândouă. Problema și care e că nu întârzi doar când gen filmezi sau așa, el și la el face așa. Ce ia pe vloguri. Da, la vlogurile lui, nu-i... Dacă întârzi la tine, îți dai seama că la lui n-are cine să-l cer. Eu sunt genul de persoană care nu pot să zic nu, în general, oricui. Nu poți să zici nu? Da. Nu cred. Dacă, da, exact. Și la mine se întâmplă foarte mult să apeleze persoanele care au nevoie de ajutor. Da. Părinți, bunici, situația. Din astea, așa, dar nu să zici că e ceva urgent sau că nu poți să-l lași, știi? Și zic, bă, hai că te ajut. Mă duc la magazin, îți dau un exemplu. Da, la magazin mă răscoadă, că e ora 10 și se duce lumea la pâine și așa mai departe. Și se mai întâmplă. Sunt foarte multe cazuri de genul ăsta când pățesc, știi? Da, știi că asta e un skill în viață să înveți să spui nu. Că la un moment dat nu mai ai timp de tine. Eu sunt convins, știu, am ajuns. Nu mai ai timp de tine la un moment dat, că am ajuns în punctul în care ce-am dat. Doamne, aș fi iar am zis da, zic putem. Da. E rău când zici da în continuu. Bun, mergem mai departe. Ești în video pe vreun YouTuber? Nu. Îmi spun sincer. Bă, ce mă gândeam și eu, hai bă, că acum e o minciună. Acum vreau și eu să zic. Și eu așteptam, zic, apare, așteptam. A avut un dilem, Fabian. Bă, făceai niște aia, bă, o fi ca ghibă nebun, aparatul, o fi negreșit. Nu, mă, frate, fiecare cu locul lui, fiecare cu drumul lui. Da, aici, na, fiecare adică... după muncă și răsplată, îți dai seama. Bă, adevărat că avantajul la YouTube e că nu e... Uite cum era TV, sunt 24 de ore într-o zi, sunt atâtea canale, cumva trebuie să împartă o bucată, dar pe YouTube e atât de mult conținut încât fiecare alege, da, nu e ca și cum ai 3 canale și alea se bat între poate ele. Poate mi-aș dori să fac anumite lucruri pe care unii YouTuber, vlogger le fac, știi? Dar invidios nu sunt, că na, asta e. Mi-am dat seama pe parcurs crescând că, bă, atât poate atât merit sau nu merit acum și merit peste 10 ani să fac lucrul ăla. Bă, așa e foarte important, să fiu invidios. Știi locul. E ca și cum acum aș fi invidios, frate, pe Messi, că el câștigă, nu știu, 500 de milioane. Eu sunt. Ăsta, da. Na, asta e viața lui. Pe termen lung ajungi să câștigi mult mai mult din câștiguri mici decât unii care poate, adică, uite, tu faci de 10 ani asta. Câți youtuberi au apărut de 10 ani încoace care s-au dus așa mult peste tine, poate și peste mine, bam, da. Și după aia s-au dus în jos, mulți, păi, adică perseverența e mult mai importantă. Asta mi se pare cea mai importantă. Exact, să play the long game, băieți. Hai că vreau să mint, zi. Tu poți să minți oricând, nu-i problem. Ai vreodată să renunți din cauza hate-ului? Da. Mamă,
Sincer? La început, când aveam clipurile de care ți-am zis că erau foarte cringe, mă filmam, mă urcam pe YouTube și îți dai seama, singurii care au descoperit erau câțiva oameni din oraș. Asta era cea mai rea. Asta e hate-ul ăla local, de acolo. Ăla e cel mai rău. Ieșeam pe stradă, un alta, stăteam pe în grupuri, până astea și ziceam, bă, ce mai e nebunit, vorbești cu camera, ești tâmpit la cap, vorbești singur. Oameni care nu aveau nicio treabă cu domeniul. Te afecta hate-ul din viața reală, nu neapărat ceva. Da. Păi online nu prea aveam vizualizări și comentarii. Și nu prea avea cine să-ți dea hate, a? Nu prea avea. Și la un moment dat chiar m-am gândit și zic, bă, cred că chiar nu fac bine ce fac, mă, frate. Adică chiar o prostie, o panoramă de om, trebuie să le șterg. Lucrurile astea te-au călit și... Dar nu ai șters. Nu le-am șters, dar nu știu, multă lume m-a întrebat, nu știu să explic nici acum, adică nu știu să-ți dau un răspuns. Nu știu de unde am avut puterea să merg în continuare, efectiv nu m-a interesat de nimeni și nimic. Dacă mă uit în spate, nu m-a interesat de absolut nimic, oricine mi-ar fi spus. Nu știu să-ți răspund cum, ce m-a făcut, habar n-am. Dar cât timp ai văzut primele rezultate? Adică să spun, te-ai apucat azi, ai primit tot hate-ul ăsta inițial, nu prea aveai vizualizări, mai spus tu. Și la cât timp a început să miște un pic? Primele rezultate te referi la, nu știu, dăm un număr, 1000 de vizualizări sau ceva. Da, să simți că o ia din loc. Că mult timp știi, a început orice YouTuber, nu știu, câteva luni e pe loc, adică Și da, știi care e treaba? Că la mine e puțin o istorie. Eu am făcut un clip cu un... Am făcut un clip cu tuns, l-am încărcat pe YouTube, nu mai știam nici parola de la con, nu mai știam nimic și l-am pus cu titlul în engleză. În 24 de ore a bubuit, avea 2 milioane de vizualizări. Nu cred. Jur, nu ți-ai explic. Eu nu știu povestea asta. A intrat pe o revistă din asta în afară, în Londra, clipul, l-au luat niște publicații din astea, l-au publicat. Și era un clip în care tu îmi dai o persoană cunoscută? Da, efectiv, nu, un prieten de-a meu, așa? Doar că nu știu, vezi, încă aveam un skill așa, m-a legat de un jucător de la Borussia Dortmund în titlu. Care era atunci. Era freză stilul. Și am făcut freză exact stilul lui. Era și jucător în trend și freză în trend atunci. Bine, l-am tuns dezastru, dar trecem peste. Și după aia cum s-a transformat chestia asta în faima pe România cumva? Că mă gândesc că a fost o chestie diferită. Adică mă gândesc că străinii aia s-au uitat la clipul ăla, dar nu ți-au rămas pe cont. Bă, am făcut cred că vreo 12.000 de subscriber cu clipul ăla. Am continuat să mai pun câteva clipuri din astea, tot așa cu tuns. După aia am avut o problemă la spate pe care o am și acum am o hernie de disc, mă bântui de cel puțin 10 ani și mi-am dat seama, zic, bă, ce pot să fac? Ce fac cu viața mea? Că eu nu pot să mai stau mult în picioare, că tundeam dimineața până seara. Bine, tundeam la mine în oraș, nu te gândi la un salon. De profesie. Da. Și am zis, bă, trebuie să mă reinventez într-un fel, pentru că cu tunsul nu vedeam așa să acaparez un public foarte mare. Mi se părea limitat. Ajungi până la un moment dat, cât poți să tunzi și poți să faci? Și după am dat-o pe partea asta altă de vlog în român. Făceam, nu știu, întrebări, răspundeam, explicam frizuri la YouTuber, nu știu, dar ți-aduce aminte, aveam o colaborare. Când eram eu mic și aveam freza aia de venea până aici. Vezi că acum m-am apropiat de stilul ăla. Vezi cum vezi se face... că am văzut pe TikTok cu Kim Jong-un. Da. Vezi că nu mai fac chiar Kim Jong-un, îl fac Fuego mai mult acum, așa. Ce AdSense ai avut pe clipul ăla? Ce bani ai făcut din un clip internațional? Am luat 1400 de euro. Atât? Din 2 milioane internaționale? Dar era clipul foarte scurt, 2 minute 33, 2 minute 30, ceva. Parcă de genul ăsta. Parcă că azi făceai 10.000 plus, cred că făceai pe bani. Mă gândesc că dacă era, nu știu, vreo 20 minute să uitau un watch time mai mare, probabil conta și asta, nu știu. Da, dar puțin rău ai făcut. Pentru mine aia 1400 nu văzusem în viața mea cum arată. 1400 de euro. Da, tot sunt niște bani, dar la 2 milioane de views internaționale, cred că azi scos și 20.000 dacă e un clip mai lung și la ce CPM e azi. Crazy. Da, dar pe vremurile alea cât era? 0.5? Păi da, dar mă gândeam că pe internațional ar trebui să fie tot mare. Nu, asta a fost. Ți-a fost doar rușine contentul pe care îl crezi? Da. Sincer. Față de persoana lume sau față de lume în general? De lume nu, mi-a fost așa când mai veneau neamuri și știi pe la mine. Erau neamuri care veneau la mine și îmi zicea, bă, te-am văzut dezbrăcat pe nu știu unde, ai alergat pe stadion în chiloți, ai făcut aia, nu știu ce. Ce căutai în tomberon dezbrăcat? Da, ce căutai în tomberon pe alea, știi? La masa de Crăciun. Nu cred că e ceva pe YouTube sau să-mi spui ceva să nu fi făcut. O idee nebună din asta, așa. Nu cred. Și la masa de Crăciun era discuția. Înțelegi? Și na, mai sunt de fereți neamuri care habar n-au despre YouTube, cu ce se mănâncă, ce se întâmplă. Uh-huh. Toată lumea crede că, nu știu, te mai muțărești absolut degeaba pe internet, că nu poți trăiești, nu câștigi. Eu sunt sincer, adică eu chiar sunt bine. Că aș minți să zic, bă, nu îmi convine sau așa. Neștiind, au impresia că, bă, ăsta are 30 de ani și pierde timpul pe YouTube, nici bani nu face. Cred că să mai și mai muțărești da. Mai aveam momente când chiar am avut chestia. Dar legat de lume, nu, absolut deloc. Deci doar de familie apropiată. Da, doar de familie. Masă, dar acum, masă de pași, de masă de cultură. Da. Dar acum numai, că efectiv toată lumea știe ce fac. Efectiv și neamurile. Acum deja tot. Sunt cunoscători. Și plictisiți, îmi te zic. Te întreabă, Bogdane, ce o aștai mai tată pe clipul ăsta? Ce retenție ai nu. Clipul ăsta? Auzi, thumbnail ăla nu prea mea, ia să-l schimb, să-l faci mai fort. Ai fi surprins, am anumit rude care chiar îmi trimit clipuri pe WhatsApp și îmi spun, uite, ai putea să faci tu ideea asta. Da, serios? Interveni și chestia asta la un moment dat. Toate rude
colegele mele care vă uitați, ia hai să step up un pic șmecheria. Ia uitați-le când ne-am rălat IBM. Cum îi susține? Voi doar îmi spuneți, Andrei, te-am văzut la Antena 3, ne-a plăcut mult cum ai vorbit. Păi bine, dar altceva, ziceți-i și mie, fă și tu, adu-i pe ăla. Mama e, spune, adu-o pe aia de muzică. Enceanu. Păinceanu, adu-i pe Enceanu, cu acea doamne punere la testul poligraf cu aia, cu Maria Cârneci, cu faceți așa o chestie. Aștept și eu niște idei, niște sugestii, vă rog frumos. Eu mi-am văzut aici, în dale populare. Ziceți, mă, băieții, pe muzică populară testul poligraf, că cine știe ce drame sunt și acolo. Ce discuții sunt și acolo. Doamna Cârneci, doamna public, vezi rating ce faci. Nebunie. S-a dus noră pentru mama. Stai cu minte că lui ei trăiticul. Ai refuzat vreodată o colaborare bine plătită? Da. Bă, bani mulți, bă, când zic bine plătită, da. Zic bani mulți rău. Da, mă, da. Nu știu acum ce ziceam pentru tine bani mulți rău, dar da, pentru mine erau bani mulți, da. 20 milioane, ce să zicem. E sincer. Deci, da. Răspuns sincer, da? Poți să ne spui la ce tip de produs sau serviciu? Bă, în general, nu vreau să exagerez sau să mă cred eu, mamă, wow, cine sunt. Dar nu există săptămână să nu prezi la pariuri sportive, jur. Vorbesc serios. Nu? Non-stop la pariuri sportive. Și între sume, nu credeam vreodată. Uite, am făcut atunci un experiment, poate să-ți confirmi și Danu, din ăsta de pariuri. Am răspuns, de obicei nu răspund la mail, dar ăsta eram pe canapea, ne plictiseam și zic, hai mă, să-i răspund la mișto să văd ce îmi spune. Și am cerut vreo 80 ceva de mii de euro. Wow. Și mi-a zis, da, când poți să faci? Când poți să faci clipul, să faci integrarea? Ce chestie era? Trebuia să fac 3 clipuri. Bă, ești nebun? Da. Mamă, ești nebun. Acum nu știu dacă mi-i dădea sau habar n-am, dar a fost ok când ești dispus să-mi zici. Era că poți să faci, mergem mai departe, care sunt următorii pași, știi? Da. Mergem ca să ajungem la cele 3. Și zis pas, 80 de mii, așa. Nu, n-am mai răspuns, nu. El. Eu n-am mai răspuns la mail. În primul rând, nu mă caracterizează pe mine, eu n-am jucat în viața mea la tipul ăsta de jocuri și nu știu, n-aș putea să apar în fața, mai ales că cel puțin pe mine pe canal sunt conștient că mă urmăresc mulți copii de vârstă fragedă. Și te tem că chiar dacă n-au voie să joace, ar putea să ia cardul părinții ori să... Pe lângă asta, cumva. Dar în primul rând, nu, ăsta e stilul meu de viață, eu nu rezonez cu așa ceva. E prima dată mă uit la mine cu ceea ce fac eu și nu-i genul meu. Foarte tare. Și sunt sigur că pe parcurs nu m-ar ajuta dacă mă întreb pe mine. Bă, cum greți, adică necesită multă tărie de caracter să faci asta, să spui paza niște bani care sunt convins că sunt niște bani foarte buni pentru oricine. Da, aș putea să nu au o casă, de exemplu. Dar revenim la ce ai zis tu mai înainte și pe termen lung ai de câștigat. Da, normal, că te păstrezi și credibil și curat și așa mai departe. Sunt primul la care ai apelat dacă ai avea o problemă? Nu. Sincer. În primul rând, cine e primul? Nu, a stat pe gânduri. Soția mea prima dată. Da, corect aici. După aș veni la tine. Și în funcție și de problemă. Da. Depinde. Asta contează foarte mult. Problema. Depinde și problema. Natura problemei. Ai făcut vreodată vreun video cu cineva din obligație? Nu. Minți? O, care pe care schimb. Vezi că e prima? S-a spart gheata târziu? Păi video din obligații. Eu cel puțin, din punctul meu de vedere, nu. Nu cred că am făcut din obligații. Tot din punctul de vedere, minți acolo. Păi da, mă, dar poate să nu-mi placă. Dar din obligații nu. Poate nu știu, ai fost tu la el și nu știu, o chestie de genul. Sau a fost el la tine și după aia te-a chemat, bă, hai. Și nu mai voiai, dar te-ai dus. Nu știu, adică nu vreau să mint sau așa, dar ziceam că n-am o problemă cu asta. De obicei eu dacă, nu știu, mă duc la cineva, îmi place și acel cineva să-mi dea la schimb. Adică să fim win-to-win mereu, ca să nu existe vreo problemă după aia să zică, bă, uite, tu m-ai făcut, tu nu, sau... Acum nu știu exact. Poate fi fost, mă, poate fi fost vreun moment în care am zis, bă, ce mă enervează ăsta, că da, cheamă, n-am chef. Dar nu zic nu, adică nu... Mă bucur și eu de prima reacție aici. Da, mă, frate, deja te simțeai, bă, ce fac mă aici? Mergea tot așa. Hai, vai, Octavian, că facă pastea ușoară de pe o prajă de undeva. Hawaii, simte pe video, pe TV. Minte! Simt eu de aici. Că tu mi-ai spus, Octavian, că s-au inventat niște chestii acum. Da, urmează. Paranteză foarte scurtă. Urmează să iasă. Băi, niște chestii care îți detectează dacă minți sau nu, niște detectoare din astea, doar bazat pe cum îți miști tu ochii și poți fi pe video. Gen, uite, te sună acum, ai răspuns pe video și te întreb. Și după cum ți-ai mișcat tu, corect? Da, bine, îți dau un template și tu deschizi un template, se pun întrebările și în funcție păi stau de... așa, mă uit într-o parte, mă uit. Știe că te uiți într-o parte. Ce ceva, o colegi răspuns, te-ai dat așa. Nu merge, te să uiți. Să bagi ăștia cu ea. Într-o lună, două să putem să facem. Da? Și atunci faci tot în Bahamas, frumos. În cât timp? În vreo lună, două, nu știu, aștept. Și la ușă. Într-un an vine cu AI-ul aici și nu mai e nimeni pe scaun să vorbești. E robo! O hologramă, da. Da, da. Crezi că prietenia noastră se bazează pe YouTube? Nu. Sincer. Păi noi eram prieteni dinainte, n-aveam, nici eu nu făceam YouTube. Da, mă, da, se schimbă lucrurile prieteni. În timp. Nu, nu ne ține YouTube-ul. În general, nu, da, ne... nu zic că e cazul. N-are nicio treabă. Se mai schimbă lucrurile în timp. Nu ne ține YouTube-ul. Deci mâine dacă YouTube-ul s-ar închide, n-ar mai merge nimic cu YouTube-ul. N-are sau unul dintre noi dacă ar renunța, nu cred că n-are nicio ne-ar afecta cu vreo ceva.
Am fost și când, acum, să zic, oarecum, în ghilimele, avem bani și când n-am mâncat nimic, cum ar veni. Adică ne știm și săraci și puțin mai bine. Da, uite, spre din cauza YouTube-ului, voi vă vedeți poate mult mai des decât v-ați da, văzut, uneori, pentru că aveți multe filmări. Uneori prea des. Uneori ne plictisim unul de altul, de exemplu, dacă Danu pleacă într-o vacanță, eu într-o vacanță, nu ne scriem, nu vrem să auzim unul de altul, nu... Păi n-avem asta, că stai că a plecat, că... Voi stați și foarte aproape un dat acolo în oraș, vă vedeți kilometri distanță. Da, da, da. Și fiind două filme în fiecare zi, și, efectiv. Și ca vârstă, voi aveți aceeași vârstă? Nu, nu, nu. Tu ai 30, ai spus? Da, 31. 31? Mulțumesc, 26. Ești tu? 26. 26, ok, deci tu ești mai mic un pic. Și cum v-ați cunoscut voi? Când v-ați cunoscut prima dată? Cred că din... la fotbal. La teren acolo. Era un teren de ăsta de stradă, cu un gard de ăsta mare, imens acolo. De și beton, știi? Și tu câți ani ai când ai cunoscut? Câți ani aveai? Bar n-am, nu știu să zic. Păi, nu știu, acum... Și din 15 ani, 16 ani? Cred că aveam tot așa, vreo 14-15 ani, ceva de genul. Eu aveam bunicii care stăteau chiar vis-a-vis de terenul ăla de fotbal. Unde ne jucam mergeam, acolo. Mergeam și dormeam acolo și trebuia să ies la parte să mă joc cu cineva, că n-aveam. Și ei fiind mai mari... Mamă, ești de bun, asta chiar e prietenie de viață. Am intrat în grupul lor. Mie mi se pare că de fapt astea sunt prietenile, nu alea pe care le faci când ești mic. Aia nu cred că... Mă rog, e și aia un... Dacă rămân, da. E o prietenie, dar un prieten adevărat mi se pare un prieten de copilărie care rămâi cu el și când ești mare. Ăla poți să-l numești noi prieteni comuni, am avut 10 de prieteni comuni. Dar am rămas 4. Da, suntem o mână de oameni care au rămas. Foarte tare. Ia să vedem aici. M-a vorbit cineva de rău de față cu tine și mi-ai ascuns lucrul ăsta? Nu. Sincer. Ai ezitat? Când a zis cineva, nu știi că zic toate prostiile. Nu, nu am. Dacă zici cineva ceva de el, eu zic, băi, uite-mă, frate, ce-a stradit. S-a dat raport în secunda a doua. Și pe lângă asta, cum mă deranjează pe mine. Normal, dacă e ca și cum ai vorbit despre mine și, nu știu, imediat mă schimb față de la mă enervează, nu știu. Nu-l mai halesc așa. Sau încerc să zic, dar zi-mă, frate, ce s-a întâmplat? Sau de ce ai părerea asta despre sau de ce a făcut așa? Sau... Uh-huh. Nu, de obicei vorbim chestii pe care te doare capul, nu știu. Cred că te aduce la un psiholog din ăsta, o să zic că suntem nebuni, pe buni. Vorbim orice, orice chestii, orice, toate c***urile posibile. Descoasem firul 6. Am înțeles. Îți pare rău că m-ai adus pe YouTube? Nu. Sincer. Săream peste masă atunci. Dacă îmi părea rău, îți mai spuneam. Ești nebun? Da, mă, nu știu, ți-am zis, mai poți schimba lucrurile de-a lungul. Din punctul meu de vedere, să dea Dumnezeu să rămână la 2 milioane și tu să faci 5 milioane de urmăritori. Doamne, pentru mine e același succes. Ia verific-o. Pare sincer. Pare sincer, nu cred, bă, ce... Merg și astea așa în întreg. Ăsta îi dă în continuu. Adică, nu știu, n-aș fi văzut rostul să te mai iau lângă mine. Că mă gândesc că atunci când te-am luat lângă mine, eu unul m-am gândit că e posibil, poate să bubui mai mult sau mai puțin sau așa. Deci automat mi-am asumat lucrul ăsta, da, că ai putea să bubui mai mult poate. Și în același timp știam că oricum dacă bubui tu mai mult sau așa, o să mă ajut la rândul tău pe mine. Deci da, o să ne cărăm unul pe altul indiferent, așa că... Uite, următoarea întrebare care cumva să leagă un pic. Crezi că fără mine ai fi făcut content la fel de bun? Da. E sincer. Doar că aici e puțin subiectivă treaba, pentru că eu la rândul meu la fel aș putea să iau pe cineva, să-l aduc. Tocmai din prisma asta mă gândeam și eu. Să-l aduc, să-l promovez, dar în același... aceeași chimie. Aș putea să am aceeași chimie, dar depinde mult de public. S-ar putea ca oamenii, că și acum sunt oameni care, nu știu, pe noi doi nu ne plac, și ar putea ca publicul ăla să placă pe cel pe care l-am adus eu, nou cum ar veni. Deci s-ar putea să împartă publicul. Nu știi, depinde și de public mult dacă mă întreb pe mine. Dar cred că cel mai mult depinde de ce am eu în cap, ideile pe care le fac eu. De asta cred. Că aș putea să mulez un om după idei pe care le-am eu. Da, dar depinde, dacă ai chimia aia specială, da, iese natural. Ai fel da, că e mult de muncă și tot nu iese la fel. Bă, ar fi greu să-l înlocuiesc, îți dai seama că mi-ar părea rău și ar fi greu. Și nu cred că aș putea să iau pe cineva să fie la fel, e imposibil. Ca doi oameni să semene la fel, să fie aceeași treabă. Trebuie să găsești un om care fi all-in la fel cum suntem noi doi, gen, că sunt foarte mulți, am și întâmpinat lucrul ăsta, când propui o idee sau vrei ceva, nu pot să fac asta, e prea... Da, da, care da, să dau în spate, știi? Exact. Noi doi... Bă, bag-te în checea până la gât. Așa, cum adică el nu mă întreabă pe mine, eu nu întreb pe el, băi, vezi că azi filmăm aia și am 10 provocări, cam astea sunt. Și el bă, să zică, o, dar unii mai pot să facă. Vezi că unul dintre noi s-ar putea să-și toarne un coș de gunoi în cap. Nu interesează pe niciunul. Never. Le amestecăm și... și tragem picul, aia o faci, nu știu cum să fac. Există vreo provocare odată să nu o faceți unul de la celălalt, să zici, bă, nu, asta e prea de tot, nu vreau să o fac. Nu, nu, am făcut-o, dar am putut să o ducem până la capăt. Deci ați încercat-o? Da, da, da. Care a fost? O, aia cu ardei îmi vine mie în cap, care efectiv mi-a distrus. A fost un videoclip în care trebuia să mâncăm ardei iuți și progresa, erau niște... Da, super ius, comanda specială. Ceva extraordinar, nu, nu vrei să știi. Și efectiv, Danu i-a venit rău, deci a vomitat, efectiv, s-a sufocat. Deci atunci mi s-a părut așa că... Am avut o iritație pe tot esofagul mult timp, groaznic. Da, era, nu pot să reproduc așa ceva. Te-ai supărat pe mine că am dispărut de la nunta ta? Aici nici nu știu cum să răspund, e așa, dacă pot să zic și da și nu, e că sunt între așa. Zici tu ce simți. Ce simt eu? Și argumentezi după. Da.
E sincer. Și zici de ce? Dar pot să spun, pot să întreb ce s-a întâmplat înainte? Da, da, păi, el acum. O să spun eu, ca să argumentez, da, să știe lumea de ce sunt supărat. Păi da, în primul rând sunt supărat că te-ai îmbătat ca prostul de la ora 1, așa, și ai pierdut distracția, de asta îmi pare rău, înțelegi? În rest nu îmi pare rău, că eu oricum am distrat și m-am văzut de treaba mea, că a fost nunta mea și nu m-a interesat efectiv nimeni. Important, acum recent ai făcut nunta? 4 luni. 4 luni, adică relativ recent. Da, și bineînțeles, Danu, sufletul petrecerii. Show în continuu, tava de șaturi, nu știu de ce am mai angajat oamenii acolo la restaurant, că efectiv puteam el venea responsabil la bar, de la bucătărie. Toată lumea hype șaturi pe alea și la ora 1 caută-l pe Danu, în mașină somn, vomita tot. Am, era 2:30 când am zis. Hai, lasă-mă, deci tu ai dispărut de la nuntă, singurul motiv pentru care ai dispărut a fost beție cântă. Da, dar stai așa că aici este și un argument. Noi de obicei, lumea știe că noi suntem pe șprițuri, în general. Mm-hmm. Vinuri, asta e de la Vrancea. Scuze că la VIP faci prițul zi de zi, normal. Bă, și a avut un vin la nuntă doar alb, eu beau roșu. Nu puteam, nu-mi plăcea efectiv. Singura variantă a fost shot-ul și am dat 4 shot-uri. Nu te-ai gândit o vodka tonic, o ceva? Bă, am dat 4 shot-uri că a venit lumea, m-a văzut cu un shot în mână, după aia a venit Teo, bă, cu mine n-ai dat. A venit Tedereu, după aia cu mine n-ai dat. M-a prins cu tava în mână, trebuia să dau cu fiecare, avea niște shot-uri din alea nesimțite, recunoaște că erau așa. Da, așa erau n-am văzut niciodată așa ceva. Ceva groaznic, nu vrei să știi? Incredibil. Și de acolo. Și ce erau în shot-uri? Tequila. Tequila sec. Am băut foarte multe shoturi și am dansat câte? Câte 180? Câte dracu ai băut? 15-20 ceva. Bă, te-ai dat 4, erai mort. 15-20 ești comă, mă. Ce ai, mă, ești nebun, bă, dacă ai avut, ai trecut 10. Băuserăm 5 numai la un singur rând. Da, da, n-ai băut numai tequila. Tequila ești mort dacă ai băut din ăla. Nu, acolo pe tavă. În fine, ideea e că zic lumea că sunt alcoolist. Nu, băuserăm în timp, gen, în toată nunta și am dansat extrem de mult. N-am stat jos o secundă, eu nu știu ce gust are mâncarea pe care a servit-o el la nuntă, nu știu ce era, eu nu știu cum arăta masa, efectiv. Scaunul meu cum a fost așezat, așa a rămas. Eu nu l-am mișcat, nu i-am făcut nimic. Când am intrat direct în dans, am intrat bine dispus. Dar ai bătat la unul, cum zice, de la unul. Bă, la 2:30 țin minte că am plecat să iau o gură de aer și nu m-am mai întors. Nu, nu, nu. A, că tu ai zis de la 1, gen 1 noapte. A, da, am zis, mai exprimat eu greșit. La 1, nu. Bă, nu, nu, bine că am clarificat lucrul ăsta. La 1 ziua, cred că era la biserică. La 5 după amiază era Danu deja. Nu, nu, nu. Am înțeles. Te enervează când îți copiază un YouTuber din România contentul? Nu. Minți. Era sigur că păi stai puțin, frate, în primul rând copiază, cred că e mult spus, că și eu la rândul meu mă uit, mă inspir din afară. Bă, și aduc am aici. Am zis copiat, nu inspirat. Adică gen copiat așa, unul la unul, cadru cu cadru? Bă, da. Bă, da. Cadru cu cadru, da. Dar e aceeași treabă, nu schimb nimic. Cel mai mult cred că mă deranjează când cineva face ceva și e foarte simplu să spui: "Băi, am văzut și eu la ăla sau am făcut de la ăla sau și așa." Și nu zice nimic. Și mi se pare că nu zice, adică am impresia așa că ți-e greu să-i dai creditul omului, nu ți-a niciun ban din buzunar dacă îi spui numele sau ceva. Da. Mi se pare că ar trebui să îi dai creditul unui om când face ceva, când reușește, când să-l feliciți, nu știu, când e o idee de la el sau habar n-am. Până la urmă, na, fiecare face ce vrea. Doar că mi se pare că trebuie să ai tărie ca să faci asta. Două minciuni, restul adevărului, o prestanță foarte, foarte bună la Bogdan IBM, bine, dar nu a fost 10 cu felicitări, n-a avut doar sincerități. Am un 90, așa. Așa, un 960, așa. Frumos. Hai să te vedem pe tine, Danule. Hai să facem schimb, să vedem cum ești tu, Danu. Haide. E, Danule, să te vedem acum. Înțeleg că ai emoții, că transpiri. S-a întors roata. Dar stai niște că am calibrat aparatul. Hai să vedem Bogdan în debărarea. Te rog, eu o găleată de apă lângă el acolo. Aici jos să-ți cauți. Face baltă jos. Uite, hai, roșu tot la față. Uite la fața lui. Uite. Vezi că niște întrebări puternic dezvoltate, așa am auzit. Câte întrebări ai acolo pe listă? 21. Mama mea. Hai să vedem. Ești gata? Haide. Ești pregătit 100%? Nu. Minte. E sincer. Hai, frate, fii atent. Mă consider cel mai bun prieten al tău? Da. Sincer. Mamă, eu de aici săream, așa, peste masa asta. Direct, a? Da. Următoarea? Ești pregătit? Da, mă, nu-i problemă. Ai fost vreodată invidios pe mine? Da. Sincer. Cu ce, mă? Bă, la început, când m-a apucat seran, că mi-era greu. Păi băi, nebună, tu vrei din prima să faci 200.000 de vizualizări în 2 zile. Da, da, la mine a fost o invidie constructivă. Ca drept dovadă, după 3 ani am 500.000. Aaa, ai întors-o ca la plăiește. S-a și flexat un pic pe tine acum. Da, da, da. Nu, 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 dar chiar așa e. De obicei așa deci există invidie canalizez. Constructivă? Te-a motivat. Pentru mine, da, da, da. Cumva da. Te-ai inspirat. Și uite, referitor la chestia asta care e să năbrind pe mașină, când văd la unul că face o chestie în asta sau își modifică sau așa, mă râcâie un pic, știi, dar demonstrează că se poate și eu, de ce să nu pot dacă ăla? Tot două mâini are și tot două picioare, trebuie să poți și eu, știi? La modificări sau și la mașină ta? Și la mașină, la orice. Deci mă înjuri acum, nu? Păi, spune eu, da. Să nu-mi zici unde ai parcat atât de zi. Era aici în față, da. N-am fost atent, căutam loc de parcare, că mai direct acolo, dacă... Stai, comente, că după aia trebuie să vin. Vindem și casele și tot. Da, e greu, e greu. Și aici. Care, aia ta... dai, aia falsă. O Bulgaria. Maxim două șuruburi din alea, dacă poți să-i acoperi cu ea. Ai fi dispus să promovezi orice pe canalul tău de YouTube?
Nu. Este sincer. Tot așa, păcănele, pariuri sportive... Păcănele, pariuri sportive, alcool, țigări... Videochat. Videochat. Tot așa, din prisma faptului că am public sub 18. Dacă aș ști că fac un content pentru adulți, gen pentru peste 18 ani... Da, asta nu poți să, nu o să știi niciodată, frate. Păi pentru că sunt infiltrați diferite vârste. Da. Se infiltrați oricum ar fi, asta vrei să zici. Da, indiferent. Dacă aș ști că am un public 100% format din astea... Da, eu îți dau o speță. Dacă ar fi așa... Probabil aș face. Ai face pe toate, videochat, pam, pam. Nu toate, pam, așa alea, că le treneaua, pam, m-aș da cu Conor alea când în proper tel. De ce ești, mă interesează? Te enervează că merg așa des la pescuit? Da. Deci orice zici, oricum, adică asta e adevărat. Acum, da, dacă zicea, nu mințea 100%. Da, dar mă enervează că... Nu-i place, mă enervează pescuitul, nu că mă enervezi când mergi tu la pescuit. Tu ai mers vreodată că era pescuit? Am mers și m-a enervat. Și n-am mai mers. De ce? Că spai că stai degeaba sau de ce? Da, e... Nu e un sport care să mă captivezi pe mine. Mi se plac mai mult sporturile mai active, nu știu. Bine că el merge și la crap, dacă nu mă înșel eu. Pescuitul la crap e static. Foarte staționar, adică arunci lansetele. Ai aruncat acum așa mai mult 4 ore. La grătar, la ăstea mai tragi dacă la mă duc, uite, îți dau un exemplu, dacă merg la baltă și dau la băț, la băț trebuie să-l arunci, îl dai iar, îl scoți iar asta. E mai dinamic. Ok, da, dar când stau la crap și... Și tu cât de des mergi la crap? Des. Des, destul de des. Cel puțin vara merg. O dată de 2 ori pe lună. Bine. Nu e așa des. Dar stau 3-4 nopți pe baltă. Deci zile, deja din alea 3. Dar stau 2 săptămâni, am înțeles. Exact. Păi și cum ai, tu dormi acolo, gen, îți faci cort acolo? Da, dar mă duc undeva unde este un resort din ăsta, au căsuțe, au tot ce trebuie, adică e super. Ce mișto. E mai frumos ca la mine acasă. Și te relaxează, nu? Da. Păi și când mai ai tată, ți faci vlog dacă tu stai câte 4 nopți la pescuit? Păi îmi filmez înainte și mai fac și acolo filmez. La pescuit? Fac și vloguri pe pescuit, da. Am înțeles, interesant, nu știam asta. Mi se pare tare ca sport. Eu am pe Preda. Nu prea că poate... pescuit se duce dracu. Acum au pus la cale, lasă-mă o leacă că s-au pus la cale mai înainte. Vezi, ai grijă, nu-ți dau mai mult că vorbim după. Ce-au vorbit? Băi, dar asta-l faceți. Eu vă chem la mine și pun racăt pe ușa aia, numai gata că... Ți-a fost vreodată silă să filmezi un video cu mine? Da. Și mie cu tine, ca să știi. Sincer. Bă, au fost, ca să vă dau așa context, cel mai recent pe care mi-l-am adus aminte, mai țin minte ăla cu iglu în care ne-am băgat în zăpadă până la gât? Da, da. Veniserăm după 2 zile de plecat de acasă, eram răcit, focuserăm febră cu o seară în urmă. Când am ajuns la el, am ideea asta. Ne-am în zăpadă. Efectiv, ne-am îngropat în zăpadă până la gât. Și aveam un prieten care ne turna diferite chestii în cap, ou, ketchup, făină, din astea, așa, știi? Nu vrei să știi. Care renunța primul? Care renunța primul, da, pierdea. Pierdea. Și era o miză parcă. Da, asta vreo oră și ceva acolo. În zăpadă. Când am ieșit și de acolo, eram dezbrăcați. Gândiți-vă că hainele s-au udat după câteva minute. Erați dezbrăcați sau? Dezbrăcați, în sensul că n-aveam din astea... Jack, dar încă dezbrăcați gen short. Nu, no, băi, atunci acolo rămâneam, nu mai eram aici azi la test. Crezi că faci content mai bun ca al meu? Nu. Sincer. Te implici mai mult. Ești seniorul în asta. Da, ești, ai vechime și pe lângă asta. Să trezești la fix. Ai mai mult timp ca mine cât te trezești mai devreme. Îți merg rotițele altfel, nu știu, ești în industrie de mai mult și altfel le învârți. Da, nu știu, mi-e place să fiu... Ai văzut cum a fost și asta acum, că a fost iarnă? Eu am căutat ceva să fac legat despre asta. Caut imediat cum apare să ceva, să fiu un trend, să mă leg cu ce se întâmplă, știi? Uh-huh. Îmi plac chestiile astea, să vin mereu cu chestii de genul ăsta. Te enervează mesajele în care abonații te ceartă că postezi mai rar în ultima perioadă? Nu. Ei, nu, cum nu? Minte. Așa că ne zici n-are cum, 100%. E sincer. Băi, du-te mă, că nu, minte. Nu mă enervează. Da-și, eu mă. Primesc foarte multe mesaje în ultima perioadă pentru că le-am explicat de atâtea ori că mai sunt și situații personale care se întâmplă în viața de zi cu zi și trebuie să le rezolvi și nu ai cum, efectiv, nu-ți permite. Noi învățând lumea, scuze că te întrerup. Referitor la întrebarea ta cu postatul. Cum postat destul de des, oamenii sunt învățați cu din 3 în 3 zile și după aia, dacă nu postăm o săptămână, te ceartă cum ar veni. Ca paranteză, primii 2 ani am postat la 2 zile. Una el, una eu, una el, mamă, una eu. Primii 2 ani de zile deci, în care m-am apucat odată, eu. Da. Odată pe zi exista un vlog de la Dan. 100% sau... eram peste tot pe internet cum ar veni, n-aveau cum să nu dea de noi, știi? Și obișnuindu-i așa, acum în ultima perioadă postez la o săptămână la 9 zile, li se pare ceva extrem, bă, ce faci, care-i treaba? Da, dar nu-i că nu vrea el sau n-are o idee. Sunt niște lucruri pe care... Deci nu poate să le spun aici. Personale, de familie, de sănătate, din familie, alte chestii. Dar oamenii... nu mă deranjează. Deci nu e doar că închide alarma. Nu. Că să zicem pe aia sincer acum. Cine n-ar vrea să facă mai mulți bani? Să postezi mai des. Ca să o dăm. Știi, toată lumea. Adică tu n-ai vrea să postezi mai mult ca să faci mai mulți bani? Da, ai fi prost să te oprești ca să nu mai faci bani? Adică n-are nicio logică dacă mă întreb pe mine. Normal, e clar că ai vrea, da? Și nu mă deranjează pentru că fiecare e liber să-și exprime părerea cum vrea. Să aibă cerințele lui. Mai minți vreodată? Da. Sincer. Cu ce? Bă,
să mă gândesc la un exemplu. Din cele multe, nu? Da, nu știu, nu-mi vine acum ceva din asta, așa, unde ești, mă încalți, dar eu dormeam. De asta, da. Dar ceva mai da, așa... Nu, nu a fost niciodată. Niciodată ceva mai... Nu cred, nu cred. Tu nu crezi? Nu, dar nu au fost, sigur. Sigur nu au fost, da? Sigur nu au fost. Pare sincer. Că eu eram cu aici așa. Nu, chiar nu au fost situații care să ne influențeze prietenia sau așa, niciodată. Okay. Dar chestii din astea, bă, mai vii, zic, da mă-s la colț, dormeam sau chestii așa. Și mai întâmplă, îi spun, bă frate, mâine dimineață, dacă tot te duci încolo, la Focșani, în alt oraș cum ar veni, noi stăm în Mărășești și nu găsim tot ce ne trebuie acolo și are el drum și îi spun, îi dau mesaj de seara, zic, bă, ia-mi și mie asta pentru video. Zici, da mă, da, da. Și când ajunge, ai luat? Am fost, dar n-a avut, ce am căutat, n-avea. Și zic, zi mă, zi, te dracu, nici n-ai căutat, ți-a fost el. Da, mă, și prost n-am, că m-am grăbit, mam, alea. Păi zi așa, nu mai îmi spune că ai fost și nu era. Aiurea, da, asta, cam urât, înțelegi? Da. Zim că da, ți-a fost el, nu mai da. Pierdeam mai mult timp dacă mergeam să caut chestii de sinceritatea nu este o problemă, deci... Dar după aceea ce crezi că se întâmplă? Mergem înapoi amândoi și... Înțelegi? Adică timpul tot e proștule. Aici erau. Mergem și luăm amândoi. Oh, i-au băgat pe stoc acum, bă, că n-avea... Cred că au băgat marfă, că noi când am trecut eu nu erau. Te-ai enervat vreodată vreo una din iubitele mele pe care le-am avut de-a lungul timpului? Da. Sincer. Nu mai zic. Da. Aici poți să nu comentezi întrebarea asta. Nu știu, frate, eu n-am nicio problemă, poți să comentezi. Da, se interpunea între lucrurile pe care le făceam noi și... Să băga relația voastră, nu? Să băga relația noastră. Bă, da, eu nu eram invaziv deloc, adică nu treceam vreo limite sau așa. Da, da, asta e, bine că au trecut. Este adevărat că nu-mi dai sim la mesaje câteodată, dar stai pe Instagram? Da. De ce? Sincer. Am ezitat că nu știam dacă era Instagram sau altă platformă. Te dau mesaj și după aia eu pun story și el e al doilea care s-a uitat la story, dar la mesaj nu mi-a răspuns. De obicei n-am un răspuns pentru ce mă întreabă sau pentru ce... Dar ce te dau, mă, că-ți fac radical în... Dai seama, vezi că am făcut un robot și îmi trebuie 7 la a doua pe tracul radical din 8. Cum îl facem, Danule? Chestii banale din astea, gen, bă, aia acasă și eu nu știu, când stau cu părinții, mai umblu, e stricat, nu stricat din astea, știi? Păi de ce nu zici? Nu știu. A. Păi aștept să văd dacă l-am sau nu, ca să îi dau de regă răspunsul valabil cum ar veni. Minte. Am înțeles, deci tu de fapt nu că nu-i dai sim, dar tu te pui pe căutată în clasă, te pui în trei. Bă, nu atunci, că stau în pan, ți-am zis că doar. Am înțeles. Stai că nu știu unde am rămas, frate. Gata, te-ai gândit vreodată că eu o să fiu primul care face nunta din toți prietenii noștri? Nu. Este sincer. Nu îți dai șanse, nu? Nicio șansă în viața vieților. Eu aveam impresia că o să fac copii și eu nu o să fac nuntă. Așa era. Și eu mereu, adică aveam un grup de prieteni și mai vorbeam, știi? Mai aveam unul, doi care s-au căsătorit și eu ziceam, ce am eu niciodată, mă, nu există. Eu stau mereu în gagici în astea cluburi nebunii, nu-mi trebuie mici. Aviz Andrei aici. Nu mai faci nimic cu tare. Și a venit mai repede decât așa. Eu am fost, mă rog, nu chiar primul, că am mai fost unul, doi. Da, bine, eu zic din prieteni, știi tu. Mai apropiați noi, da. Și tu, Danu, e vreun plan? Mamă! Bă, îți dai seama că planuri sunt. Cum e? Înțeles. Nu, răspunsul. Ăsta cu planul ochi. E sincer, e sincer. Carmen, aici, mama, dacă te uiți la ăsta, să nu tăia ăsta la montaj. Am înțeles. Inversați voi, spuneți că minte. Aseară, fii atent, aseară vorbea Carmen cu Andreea și zicea să-i pun întrebarea asta, Bogdan, să-mi o pune mie. Ia. Când ai de gând? Cum ai de gând? Când ai de gând să o cer pe Carmen? Nu pot să spun asta. Am încercat, vreau. Fenta, frumos, fenta. Elegant. Hai să venim cu întrebarea asta la care eu sunt foarte curios. Își merită Shelly succesul? Da. E sincer. Fără să uitați ce simpatic side-ai mi-a dat. M-a dat și eu. Unul a aparat, unul la tine, eram așa. Da. Asta verifică și știe. Le-am învățat. Vezi că deci stau aici pe scaunul ăsta, da, pizără de cine în Poliga. Vezi că e mai știu și eu. M-am întâlnit de două ori astea, a doua oară cu el și non-stop. Ba acolo, ba acolo, ba, ba pe tavan asta. Că în bă, rest... nici nu cred că trebuie să te întâlnești. Poți să vezi din content după care faci. Mulțumesc, da, mulțumesc. Și eu cred, sincer. Nu vreau să fac mai nu, dar vezi că mi se pare un lucru ok. Sunt mulți care nu-l recunoaște. Să zici despre tine că, adică chiar să recunoști că faci un lucru bun. Adică nu mi se pare că te lauzi aiurea. A, că vezi rezultatul când ar fi unul ok și tu să te lauzi, atunci chiar mi se normal, pare. Da, normal. Ești pregătit? Yeah. Ești invidios că majoritatea YouTuberilor și-au schimbat mașina în ultimul an? Da. Dar de ce, mă, Dan? E sincer, că vreau și eu. Au și e sincer, da? Da, mă, că s-a umplut YouTube-ul ăsta de Q8-uri. Tu n-ai văzut, nu te-ai uitat pe YouTube? Păi cine și-a Q8-uri? Tu de cine și-a? Jaxi, Bercea, Mițu. Deci Q8 e mașina anului, a? Mașina anului. Nu știam că Mițu și-a Q8. Da, mi-e disparat cu mașină, de știi absolut orice. Când a venit Jaxi și mi-a făcut prezentare la RS Q8, care e topul după lume, adică da, să ne înțelegem. Da, e cel mai tare Audi, nu? Da, Urusul de buget. Undercover.
Am vrut doar mașină, nu vreau să mai dau jos. I-am zis, bă, Jackson, și mă ia acasă, mă ia acasă, nu știu ce faci cu mine. Cât e un RS Cube de la, mă? 150.000? Cât te duce? Plus minus, depinde. Cam atâta, nu? RS-ul, nu, cred. Eu habar n-am, la mine... Nu cred. Depinde și, na, kilometri, știi cum e. Și ce cai are un RS ăsta? 640, dacă nu mă înșel. Băi, ești prost. Când ne-a dat un kickdown Jackson, mi s-a transferat sufletul pe scaună din spate. Meche. A fost top, bro. Păi și mă, lui nu e așa puternic, eu să... Habar mai mică, mă, nu e SUV. Păi da, dar s-ar putea să simt un pic mai tare la mașina ta. A, normal, dar e mică pentru că e ușoară. Da. Dar să fac un SUV cu 640 de cai, e bombă, ești nebun, e bombă. S-a ridicat botul, am zis că sunt Lufthansa, am zis că o iau în SUV, nu mai merg pe drum, ești nebun. Mișto, a fost cea mai puternică. Congrats, Jaxi. Ai vrea să ai pe altcineva ca partener de filmat în locul meu? Nu. Sincer? Fratele meu. Pentru că nu putem să facem exact, nu creez aceeași chimie. Da, mă, nu știu, cred că... Mie mi-e și greu să filmez cu altcineva, adică oricine altcineva. Obișnuit atâta timp. Nu vorbim de anumite lucruri și ne înțelegem efectiv doar așa, da. din privire. Efectiv, adică eu știu ce ar vrea el, cum ar vrea eu să reacționez, ce ar dori el, eu invers, ca idee, știi? Noi n-avem niciun vlog scriptat. Totul e... Niciun. Dăm drumul la cameră și de acolo pleacă ce fiecare tari. Cum vrea. Mă, bine, și noi știm cum să ne mulăm. Bine, am venit așa niște preocupări. Nu e, băi, tu spui aia, tu faci aia, tu faci, nu, da. Fiecare liber. Și bine, nu cred că scriptează nimeni vlogurile la nivel de surprins. Linie de dialog, așa, de replică. Ai fi surprins. De fapt. În fine, trece în best. De fapt ce? Consider că a fost cea mai bună decizie să-ți dai demisia și să faci doar YouTube? Da. Este sincer. Directorul de la Alt Exact, te uiți la videoclipul ăsta? Bă, m-a luat în râs când m-am apucat da? De YouTube. Da. Ce mă faci tu banii ăștia de internet? Îți permis tu să faci? Zic, bă, băiatule. Și m-am întors după un an de zile, cred că țin minte și acum eram cu ăsta. Și m-a venit să râd, el a adus subiectul de bani, știi? Uh-huh. M-a întrebat cam cum e treaba. Și zic, cam 3 salarii de director de ăsta de magazin. Zic, e bine? Dar mă mor, l-am distrus. E supărat, a? Da. Și-a luat cameră pe trebuia, nu, eu pentru asta am muncit un an de zile ca să ajung la nivelul ăla. Să-i demonstrez. Da, nu, a fost o satisfacție că a fost o persoană care... S-a cerut și s-a dus și așa cerut mărire de salarii după aia, că i-a poeme și pentru companie. Bă, a fost o satisfacție pentru mine că... Te-a luat în râs. A fost și primul feedback pe care l-am avut după ce m-am apucat de YouTube. Primul om care mi-a ieșit în cale a fost ăsta. Uh-huh. Se râde de tine, a fost rău, gen, știi? De obicei n-ar trebui să-i bagi în seamă. Nu, dar mai sunt unii la care trebuie să le mai zici, mă, să-și vadă. Să mai răspunzi, nu? Da, să-și vadă lumea. Să mai faci cum ar veni. Dacă eu nu l-am întrebat pe el câți bani face, el ce m-a întrebat pe mine? Da. Voia să le pupofileze și. Regret că te-ai îmbătat la nuntă și ai arătat jumătate din petrecere. Da. Sincer. Dacă zicea nu, ar fi trebuit să fie alcoolist, a făcut doar băutura. După ce am plecat eu, a avut un eveniment din ăsta artistic, nu știu. Am avut ceva arab, Dubai, ne-am îmbrăcat în chestii. Îi dai filmările și lui să se uite și el. Păi da, dar mi-ar fi plăcut să mă îmbrac și eu cu din alea, să mă pau pe scenă acolo, nu mai zic. Ai fost vreodată supărat pe mine și nu mi-ai spus? Da. Sincer. Cum? Am făcut vreo prostii ceva. Bă, nu știu, dar chestii din astea așa nepremeditate, gen uitai să mă anunți de diferite lucruri, bă, mai vezi, facem aia, da, da e, la capitolul ăsta e cam uite. Mai fac. Sau nu anunți înainte. Ce nu anunță, fii atent, îți dau un exemplu. El e plecat. Noi la Mărășești filmăm non-stop. El, tu când ești plecat și ajungi într-un loc și știi că trebuie să te întâlnești ceva, l-anunți când ajungi acolo, nu? Bă, vezi că am ajuns, poți să vii. Și nu se întâmplă. Eu ajung, el mă sună când își amintești el și eu îi zic, bă, dar te mai aștept mult, mă, și de aici încep puțin cum ar veni. Bă, dar tu ești prost, tu cine mai suna când ai venit? Dar tu, dacă ai ajuns, nu puteai să mă suni. Eu consider că responsabilul e ăla care pleacă. Eu așa, din punctul meu de vedere, asta așa e. Că dacă a stabilit o oră... Păi nu e stabilit. Păi el nu știe nimic de mine, el nu știe unde sunt. La Mărășești sau în altă parte. Eu l-aștept la Mărășești. Deci eu cred că, prin telepatic, datoria are să vină să fie acolo. E deranjant, o dată, de două ori, știi? Fii atent, întrebare, ia să vedem. M-ai trădat pentru mașina visurilor tale? No. Bă, vine unul, îți dă, nu știu, nu mă pricep. Poate să-mi dea și Lamborghini. Porsche-ul ăla, nu. E sincer. Ma. Frumos, orice, ce nu. Frumos, ce frumos. Am crescut tine. Care e mașina? Deci ori câți bani ai avea de mulți, mașina visurilor tale, indiferent de cât bani. Zic eu prima dată ar trebui, ca să nu-l mai aud că m-a nebunit, nu mai pot, să-și iau un BMW X6. Eu sunt, habar n-am cu mașini, X6, dar l-aud mereu. Dream Car Competition? Da. Deci, e Dream Car-ul. Trebuie să o ia pe asta, să o aibă o lună, două, trei, un an și după nu știu ce-și dorești. Da, așa asta nu știu să zic, dacă aș avea nelimitat, nu știu să... Nelimitat. Nu știu, probabil unul dintre Bugatti-urile pe care le are Ronaldo. Da? Da. Corect, da. Mașini ceva scumpe. Decent. Mișto, merge frumos. Și o mașină de dar tine, aici vreau să subliniez cu întrebarea asta că nu pun preț pe lucrurile materiale mai presus de persoane. Normal. Dacă eu sunt convins că împreună putem să ne cumpărăm două, nu
Una. Hai, că ajungem noi să ne luăm două din alea ca Ronaldo. Nu de alea, stai așa. Mai bine vinde-mă, băi, Danule. Da, 2x6M competition. Dacă aveam și noi CPM de străinătate de America, da, ne luam și din alea. Da, așa. Trădeați-mă, frate, și mașina. 2x6M competition e un scop. Lua de la Bulgaria de aici, eu zic că nu. Consider că mereți mai multe colaborări? Da. Este sincer. Cu brand-uri te referi, nu? Da, da, da. Ce te mai invici eu, nu e problemă, da. Că eu întotdeauna mai am în minte, mă, mai am, mai am. Da, 100%, pentru că știu ce muncă depun, sunt mulți care bă, nu... Bă, stai așa, că dacă, nu știu dacă ne-am înțeles, brand-uri, mă refer care să te plătească sau colaborări cu vlogeri? Tu la ce? La... Îți refer la brand-uri și media. Nu, mă, nu. Bă, păi vezi? Cred că tu ai întrebat de brand-uri, corect? Da. Eu am întrebat de brand-uri care te plătesc. Eu zic și așa, da. Eu zic da la ambele. Și am făcut o glumă, i-am zis, bă, dacă... Aia zic, te refer la brand-uri, că dacă vrei așa mai multe colaborări, eu te chem, tată, nu e problemă. Da, eu sunt deschis și așa și așa, adică... Bă, cum, lei la vloguri și îl plătești? No. Și mai vine la un vlog, dar lui mai vine ora ieri. Adică, frumos. Păi ia să vină Danu mâine la tine, Bogdane, să zică, bossule, Bogdane, termin. Că vrei să mai apară în vlogurile tare, salariul meu. Nu, mă, las, filmează și zic la ora, mă zic, unde-ți trimit factura pentru vlogul. Da. Da, consider că brandurile ar trebui să... Să uit un pic și pe canalul meu. Să mai decaretezi, mai decaretați niște bani, băiatul. Bă, acum nu, sincer, în ultima perioadă, în ultimele 3 luni, care că 4 luni am fost cea mai mare jigodă din pe YouTube, dar în rest, gen, am muncit super mult. Stai, așa să spui și la brand. Și de ce ar trebui să, băi, în ultimele luni am fost o jigodă? Dar în rest, să știți că sunt băiat bun. Poate vine vreun detector din ăsta, sponsor, că mă apreciați sinceritatea. Da. E copia 100% contentul pe care îl creezi? Nu. Este sincer. Dar cât e copiat? Deloc sau? Nu știu să zic o proporție, pentru că depinde de la vlog la vlog, dar în mare parte eu mă leg de, da, mă inspir. Una este inspir când e ideea de bază și o transfer și o adaptez la stilul tău, stilul pe care l-ai tu și pe care ți l-ai creat. Una e să iau eu videoclipul tău și să fac la fel, chiar dacă sunt cu alte cuvinte, dar îl fac la fel. Eu iau titlul, ideea de bază sau mă inspir din titlu, îmi place titlul și de acolo îl dezvolt eu. Bă, mie mi-ar plăcea să meargă mai încolo așa, dar nu e copiat ăsta. Fair enough. Da. Și dacă l-aș copia ca paranteză, cred că aș avea destul de mare curaj să recunosc de la început. Eu chiar am zis de mai multe ori. Tocmai, păi mi se pare la exact cum ai spus din afară, tu. Dădeam numele. Dar și din România dacă aș face, pentru că până la urmă, să fim sinceri, dacă faci tu o idee, acum nu înseamnă că, că n-am voie să o fac. Normal, da, dar atâta timp cât îți dau credite și lumea știe, bă, vezi că eu am văzut... Copiază tema, dar mai schimbă și tu. Pe lângă asta, oricum, fiecare are hazul lui, adică, și ce zic? Gândește, uite, eu îți dau un exemplu, am făcut Battle Flip, care era în 2005, și Post Challenge, să nu uităm. Și l-am făcut acum câțiva ani și efectiv am numai milioane de vizualizări la ele, au bubuit efectiv. Dacă l-ar face acum altcineva, pun pariu că n-ar fi acea, nu știu, habar n-am, așa a prins la mine. E stilul tău, e... Iar de Post Challenge, care e mort de câțiva ani, da, a intrat în trending. Eram în trending pe nou cu el. Băi, ești nebun, mie nu mi-am niciodată, am făcut odată sec, eu odată. Și nici nu mi-a dat interesul, nu am făcut cum îl faceți voi, adică contează de la caz la caz. Păi ce să zic, zici, știi? Da. Luându-le comanda mână și când ești dispus. Ultima întrebare. Hai, te-a deranjat vreodată că ai luat hate din cauza ipostazelor în care ai fost pus în vlogurile mele? Nu. Sincer. Și cred că te-a bătut. Avem un câștigător. Avem un câștigător. Tu ai avut doar o minciună și am avut două, nu? Da, frate, bă, la mustață te-a bătut. Nu e problemă. Deci da. Nu, nicio jenă, voi în continuare faceți provocări, nu vă trageți înapoi de la provocări. Bă, Shelly, eu zic sincer și îți recunosc că eu trebuie să mănânc, frate. Nu stau ce-mi zice. La noi cam așa funcționează. Nu stau că vine unul și îmi spune mie, a, ce prost este, să-i dau cu ou în cap. Și acum tu la și urmă nu vine să-mi plătească mie gazul, curentul, lumina. Tu și funcționează. Dacă nu ești băgat în tomberon până la gât și ai thumbnail-ul ăla frumos și așa, știi cum e. Da. Trebuie să ai ceva bombă într-un videoclip și trebuie să-i dai omului ce-i place până la urmă. Normal. Bine, mă, băieți, băi, oricum, indiferent acum două minciuni, o minciună, foarte sincer amândoi. Mie mi se pare cel mai frumos că aveți o prietenie de atât de multă lungă durată și se pare că vă mențineți și treceți peste micile supărări de zi cu zi și puteți să vă mențineți și eu cred că vă văd în 10 ani și mult mai mult prieteni în continuare. Vă mulțumesc tare mult că ați venit pe canalul meu. Dați-le subscribe. 150.000 de like-uri, da? 150.000 de like-uri. Lejer. Noi n-am făcut niciun poligraf ever și nu cred că avem vreun videoclip în afară de piese care să aibă un asemenea număr de like-uri. Așa că dacă restrângem, eu sunt rămân cu Bogdan IBM. Să știți de pe acum. Uitați-vă pe fața lui. Mulțumesc mult invitațiilor mei. Îi mulțumesc foarte mult lui Octavian Examinatorul. Aveți link-uri către poligraful sau din descriere. Dacă aveți niște dubii în ceea ce privește, nu știu, relația voastră sau așa mai departe, puteți să apelați cu mare încredere. Și ca întotdeauna, dacă doriți acest episod e aproape filmat, v-aș ruga să dați un mare pumn butonul de like, să dați subscribe la Shelly Show pentru că postez cele mai bune reacții. Dați un share pe story pentru că ne ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus. Pa!